you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. I heard all the people saying, get down on it. Come on then. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnișorilor! În ziua de 24 iunie, atunci când noi românii ortodoxi sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sau așa cum se spune în calendarul popular, Sânzienele sau Drăgaica, iar organizatorii evenimentului, respectiv Primăria Municipiului Reșița și Consiliul Local al Municipiului Reșița, au deja ziua etnicilor germani, făcută astăzi în colaborare cu Forumul Democratic al Germanilor din Reșița. Dragilor, iubiților și mulți stimaților reșițeni, ne bucurăm că astăzi putem să arătăm, dacă mai trebuia arătat, ce înseamnă etnia germană pentru Reșița. Vor fi pe această scenă două grupuri vocale instrumentale, corul Franz Stürmer și, bineînțeles, formația de dansuri Enzian a Forumului Democratic al Germanilor din Reșița. Am să încep, dragilor, prezentându-vă corul și până eu am să dau citire întregului text pe care l-am primit, am să rog în aplauzele publicului spectator să urce pe scenă corul Franz Stürmer. În data de 27 mai 2021, corul german Franz Stürmer al Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților Reșița a sărbătorit 30 de ani de activitate. Apariția cu numărul 1 în public a avut loc cu prilejul primei ediții a Zilelor Literaturii Germane la Reșița în data de 9 iunie 1991. Prima dirijoare a corului a fost doamna profesoară Ildiko Wissner, cea care a condus corul în perioada 26 februarie 1992, 15 decembrie 1993. I-a urmat apoi profesor Waltraud Muntoi în perioada 15 decembrie 1993, 12 mai 1999. Din 9 iunie
1999 până în 4 octombrie 2003, dirijoarea corului german din Reșița a fost doamna profesoară Adriana Păunel, iar din octombrie 2003 până în prezent, dirijoarea corului este doamna profesoară Elena Cozâltea. Începând cu data de 15 decembrie 1999, corul a preluat numele de Franz Stürmer, o personalitate germană marcantă a vieții muzicale reșițene. În cei 30 de ani de activitate împliniți, la 27 mai 2021, au fost înscrise un număr de 101 membre, corul este format numai din doamne, e bine de specificat și dacă îmi permiteți o mică glumă, 101 dalmațieni, 101 doamne în corul Franz Stürmer. Așa? Apărând în public până în prezent de 525 de ori în localități din România, Ungaria, Austria, Ucraina și Croația. În cei 30 de ani de activitate au fost imprimate 4 CD-uri audio. Corul Franz Stürmer din Reșița este din 1996 membru al Zentralstelle für den deutschsprachigen Chorengesang in der Welt, Solingen, adică Centrala Mondială pentru Muzica Corală Germană, cu sediul la Solingen în Germania, iar din 2002, membru al Steirischen Sängerbundes in Graz, adică Uniunea Corală din Stiria, Austria, cu sediul la Graz. Corul Franz Stürmer din Reșița participă la aproximativ toate manifestările importante ale etniei germane din Banatul Montan. În programul de astăzi, corul Franz Stürmer va interpreta următoarele melodii: Semenic Walzer, La Montanara, Wenn mai Diandel, Beim Kronenwirt și Schwarzbraun ist die Haselnuss. Adică maro închis este alunul. Măcar atâta mi-am dat și eu seama de pe hârtie. Dar până atunci, dragilor, iubiților și stimaților, vreau să văd dacă în chioșcul în care este expoziția etniei germane mai există persoane și dacă dansatorii sunt atenți la mine, vreau să aud acum aplauze pentru etnia germană, pentru corul Franz Stürmer. Am zis! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mulțumim frumos! Cred că ați strâcnit cu toți, nu? Da. Și pentru că ați strâcnit așa de tare, bag de seama că ați uitat să aplaudați, nu? De trâcnit, eu dau prăsama trâcnitului, să știți. Mulțumim frumos corului Franz Stürmer din Reșița și doamnei profesoare Elena Cozâltea. Mulțumesc! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor și domnișorilor, am spus-o de două zile, o tot spun, și mă bucur că pot să spun încă o dată. Pentru aceia dintre dumneavoastră care n-ați fost de la începutul la acest festival, cu acordul organizatorilor, respectiv a Primăriei Municipiului Reșița și a Consiliului Local al Municipiului Reșița, la toneta numărul 4, care se numește Fabrica de Gogoși, rețineți, Fabrica de Gogoși, este o urnă pentru cei care vor să doneze bani de la un leu în sus pentru refacerea Spitalului Staționar 3, respectiv a Spitalului TBC din Reșița. Orice ajutor venit din partea voastră, din partea dumneavoastră, a spectatorilor, înseamnă grăbirea lucrărilor care trebuie făcute la acest spital. De aceea, în numele celor care s-au înhămat la această treabă, subsemnatul Dan Liuț vă mulțumește anticipat pentru bunăvoință și vă invită, atunci când aveți chef, dorință, putință și buzunar, să treceți pe la Fabrica de Gogoși să donați bani pentru Spitalul Staționar 3. Până atunci, continuăm programul nostru, invitând în fața dumneavoastră, aici sus pe scenă, o altă formație aparținătoare etniei germane. Dragii mei spectatori, în minutele următoare, Banater Bergland din Reșița! Formația Banater Bergland, a Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin, a apărut pentru prima oară în public în noiembrie 1995 la inițiativa celor trei membri, Iosef Franz Ruzicka, vioara întâi, Carl Ludwig Lupșeasca, vioara a doua și Carl Stoianovici, acordeon. În această componență, formația a cutreierat nu doar județul Caraș-Severin, cât și partea de vest a țării. După trecerea în eternitate a lui Iosef Franz Ruzicka, începând cu 2008, a intrat în formație profesorul George Gassenheimer, cel care a preluat frâiele formației odată cu trecerea în eternitate și a ultimului inițiator, Carl Ludwig Lupșeasca, la 28 martie 2018. Membrii formației în prezent sunt profesor George Gassenheimer, vioară, Vincenzo Cera, gitară, și cu voia dumneavoastră, Iani Zelko, chitară. Repertoriul formației cuprinde muzică tradițională germană din Banatul Montan, prelucrări ale acestuia, compoziții și prelucrări după Gustav Busch, Peter Dudl, Josef Karl Kaschkak, Otto Kloss, Otto Nedbal, Otto Sikora, Johann Tambor. Formația Banater Bergland, a Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin, participă la aproximativ toate manifestările importante ale etniei din Banatul Montan. Meine Damen und Herren, für wir jetzt Banater Bergland! Am zis! Thank you.
2-10. Danke schön, Banater Bergland. Mulțumim frumos. Și dumneavoastră, cei care i-ați urmărit, cu siguranță vreți să le mulțumiți. Dansatorii, mai cu viață, mai cu viață. Mulțumim. Vă mulțumim frumos pentru prestație și vă propun, stimați spectatori, să rămânem tot în cadrul muzicii etniei germane, invitând de data asta în scenă o formație care va cânta, țineți-vă bine, în dialectul reșițean. Ei bine, este vorba de formația Intermezzo. Această formație, și am să-i și invit să urce pe scenă, prima apariție în public sub acest nume la Reșița a fost în 20 ianuarie 2016. Din 2016 până în prezent, participă la aproximativ toate manifestările importante ale etniei germane din Banatul Montan. De Rusali, în 2016, este prezentă la Graz, în capitala landului Stiria, Austria, la Neumark in der Steiermark, dar și în landuri Bürgerland din estul Austriei, iar în decembrie 2019 prezintă un program în Szeged, Ungaria. În perioada 20 ianuarie 2016, 1 martie 2021, a apărut de 162 de ori în cadrul unor manifestări din 19 localități din țară și de peste hotare. În anul 2018, formația Intermezzo imprimă alături de corul Franz Stürmer un compact disc de muzică tradițională germană din Banatul Montan sub genericul Salutări din Banatul Montan. Grüß aus den Banater Bergland, numărul 3. Iar în anul 2020 apare sub aceeași denumire volumul 4, de data aceasta cu înregistrări interpretate doar de grupul Intermezzo. Formația are următoarea componență. Coordonatorul formației și instrumentist la chitară, Lucian Duca. Voce, doamna Mariane Kirilovici. Și la clavecin, mă rog, la orgă electronică, Petru Kirilovici. Formația activează sub tutela Forumului Democratic al Germanilor din județul Cara Severin și a Asociației Germane de Cultură și Educație a Adulților din Reșița. Ferti? Mai așteptăm puțin. Merge? Îi dăm drumul? Nu îi dăm drumul încă. Eu vă propun, ca să-i îmbolgim o țără, cum zice Bănățanu, să le dăm un șfunc, cum zice Neamțu, să-i aplaudați. Că ei și că numai așa cântă dacă îi aplaudați. Okay. Fertig? Fertig. No. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Intermezzo! Am zis! Dort wo die Bernsau fließt, ist meine liebste Stadt. Dort wo die Tannen stehen, da ist das Bergeland. Die bunten Blumen blühen auf allen Feldern. Lass es vor mir schauen, die Tannen. Rodi,
laufen zwar Fläschke, dass die Hornus so fliehen. Holla di dia, holla di o, holla di dia, holla di o. Heit noch tot's mir dran, job noch Polen weg, dabei war ihm in Schäl im Eiskosten gesteckt. Holla di dia, holla di o, holla di dia, holla di o. Die hocken am Stand und warten auf die Malen mit der Hund auf sein Bahn. Die Holla di dia, Holla di o, Holla di dia, Holla di o. Hansi spielt Geigen, sein Bruder Klarinett, der Hund und die Katzen singen mit dem Quartett. Die Holla di dia, Holla di o, Holla di dia, Holla di o. Mariti lernt singen und jault so falsch, die Gelsen, die fliegen, fallen ohnmächtig um. Die Holla di dia, Holla di o, Holla di dia, Holla di o. Leiter in Reschitz, die seien ja so nett, wenn einer zu uns kommt, der will nimmer weg. Die Holla di dia, Holla di o, Holla di dia, Holla di o. Oh, da di di di, oh, da di di di, oh, da di di di.
te ban bolția, no famin doman, reșiți un secul. Cum te trate ban bolția, no famin doman, reșiți un secul. La o panțe miti țin, rundă comanțone, șelit doman, reșiți un secul. La o panțe miti țin, rundă comanțone, șelit doman, reșiți un secul. Când în autobus bonția, no comin doman, reșiți un secul. Când în autobus bonția, no comin doman, reșiți un secul. Ca un bonți un diel, ca un zic din auzul tăi, din doman, reșiți un secul. Ca un bonți un diel, ca un zic din auzul tăi, Indoman, reșiți un secund. Când te lupte balon, bolția, no come Indoman, reșiți un secund. Când te lupte balon, bolția, no come Indoman, reșiți un secund. Ca un plinț indihei, șrainții ale laut, iubei, Indoman, reșiți un secund. Ca un plinț indihei, șrainții ale laut, iubei, Indoman, reșiți un secund. Când te schihoară bolția, no come Indoman, reșiți un secund. Când te schihoară bolția, no come Indoman, reșiți un secund. Ca o mahtără cristiană, trecte zicti ganțul pale, Indoman, reșiți un secul. Ca o mahtără cristiană, trecte zicti ganțul pale, Indoman, reșiți un secul. Sunt internet bonția, no come Indoman, reșiți un secul. Sunt internet bonția, no come Indoman, reșiți un secul. Ca un surf zi în țecă, plemții o neștromi ștecă, Indoman, reșiți un secul. Ca un surf zi în țecă, plemții o neștromi ștecă, Indoman, reșiți un secul. Indoman, reșiți un secul. Wein und das Bier, die hau' mich nicht um und sie passen zu mir. Smarilla, Herbststoll, Maschinenfabrik, Bonjour und die Welta und die Budini, der Kreuzberg, die Strecken und die Della Mia, mir sein Reschizare, ja, das sei immer mir. Grüß Gott, hab ich dir, bis die Hand und Tade, mir sein Reschizare und fertig, juhei. Die Lunga ist universal, die Match, der Footballplatz und der Krawall, die Munche, Cabana, die Ski und der Schnee, und zwei Liter rum für ein Schollen mit Tee. Parareis und Krumpien und Blinde und Speck, das Fahrt, die Miliz und lautes Sonntreck, der Knobel, die Zwiebel, die Fisol und der Pfarr, die Brotwurst, der Creme, ui Kitze und Ram. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Der Onkel, die Kuli, der Kind und die Tan. Kuseln und die Firmung und sehr elegant. Der Batschi, die Nemi, es malet der Kuh. Die Oma, der Otta und der Zuckerkuh. Kumale, Marasch, von der Trafik. Von der Schul bis zum Nord und wieder zurück. Mir Schatz an der Hand auf der Korso spazier und lass dich von niemandem mit Buserie. Stavilla, Herbststuhl, Maschinenfabrik, Bonjour und die
der Kreuzberg die Strecken und die Della mir. Wir sind Reschitzare, ja, das sei immer mir. Grüß Gott, Avidere, ist die Halt und Ade. Wir sind Reschitzare und fertig die Weg. Der Seppi, der Andi und die Sophie. Der Ginti, der Peter und die Marie. Die Anni, der Erwin, der Walter und du. Wir sind Reschitzare und lass mich in Ruhe. Die Pema, Zigeiner, Oltener und so. Die Serben, die Ungarn und wir sowieso. Grüß Gott, Avidere, Christi Hand und Tade. Wir sind Reschitzare und fertig. Juhe! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schluss. Și Schluss este acum momentan, dar de câte ori doriți să ne vedeți, veniți la programele noastre în cadrul Forumului German. Vă mulțumim! La revedere! Las că încă nu ați terminat. Urma eu să vă spun domniilor voastre următorul lucru. Lucian Duca, chitară! Mariane Kirilovici, voce! Petru Kirilovici, orgă electronică! Și împreună Intermezzo! Și bag de-o seamă că nimeni, dar absolut nimeni, nu m-a zis nimica. Bă, domnul Dan, ai uitat să ne zici ce cântă oamenii ăștia. Să știți că eu m-am uitat la început să și cesc ce-i prețedulă. Stai acum să-mi caut țedula care trebuie. Să vă ajut? Știți cum e la noi în România, morții se îngroapă cu pământ, vii cu hârtii. Eu deja am hârtii pentru 3 înmormântări. Așadar, Intermezzo, vă spuneam la începutul intrării dumnealor pe scenă că vor cânta în dialectul reșițean, iar programul lor cuprinde următoarele cântece. Main Reșiț, Ti Reșițara Light, Vendi Diandel, Indoman Reșiț un secul și Mia Zain Reșițara. Intermezzo! Vielen Dank! Danke schön! Gern geschehen! Mulțumim frumos! Special mi-am lăsat toba să sogină, dragii mei, pentru că în minutele următoare am să vă fac o invitație să fiți alături de noi pentru o altfel de prezentare a etniei germane. Dacă etnia cehă a arătat bucătăria, mai bine zis partea de patiserie și cofetărie, dacă etnia maghiară ne-a servit ieri un bograș, etnia germană, pentru că a fost de când Reșița a devenit unul din cele mai importante centre industriale ale României, și spun lucrul acesta pentru că anul acesta Reșița sărbătorește 250 de ani de foc nestins și alături de acest foc nestins este cu siguranță și etnia germană. De aceea am să vă invit să fiți alături de mine la prezentarea standului etniei germane. Haideți, oameni buni! Ce? 2-10? 1-2? 1-2? Bună seara! Guten Abend! Vă spunem tuturor de aici, de la standul de prezentare al etniei germane și am să vă rog să vă apropiați pentru că sunt lucruri minunate pe care le veți găsi aici, doar dacă doriți să vizitați standul. Mulțumesc frumos! Aici, la standul german, îi rânduială ca în Spaițul Bănățan. Adică toate ce spus în ordine, că Spaițul Bănățan tot de etnia germană a fost făcut, ca să ne fie clar. În primul rând, avem o expoziție de sculptură, avem o expoziție de pictură și un stand de carte.
Am să mă îndrept prima dată către standul de sculptură și am să vă rog să veniți aici lângă mine. Așa. Cum vă numiți și ce faceți dumneavoastră în cadrul secției de sculptură? Da, bună seara. Mă numesc George Molin, coordonez activitatea Cercului de Sculptură Jacob Neubauer din Reșița, a Forumului Democratic a Germanilor, unde avem, începând de la tineri, la adulți, toți cei care doresc să facă sculptură în lemn. Acum prezentăm un număr de 12 sculpturi, ale 3 sculptorițe și un sculptor, pe care dumneavoastră vă rog să veniți să le admirați. Dacă trebuie, prezint fiecare sculptură în parte. Una, pentru început aduceți una să o vedem, da. Uitați aici, aceasta este o mostră a sculpturilor pe care le veți găsi la standul etniei germane. E sculptura executată de Marianne Florea, dar aș vrea măcar câte una din fiecare femeie ca să nu se supere că avem 3. Ei, nu de frică, sculptura de față e a doamnei profesoare Viorica Farcaș și ea e la început, însă e foarte harnică și talentată și vă prezint sculptura ei. Un tocător care are 2 fețe. Una e pentru tocat ceapă și una e pentru morconi. O altă sculptură reprezintă o compoziție a doamnei Tatiana Țibru. Cu pruncul, călugărul și pruncul, da. Mulțumim frumos. Ce mai avem aici? Sculptura de față e a mea și reprezintă împărtășirea sfinților brâncoveni. E o lucrare mai deosebită, am făcut-o în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni cu o foiță de aur și reprezintă martirilor lor. Mulțumim frumos, dar aș vrea neapărat să arătăm și panoplia cu 250 de ani, Reșița, pentru că așa cum spuneam, manifestările din cadrul festivalului multicultural Etnica sunt dedicate celor 250 de ani de foc nestins aici, la Reșița. Da, și scrie 250 de ani, Reșița și Reșița. Executată de doamna Marianne Florea, cu multă migală, se vede că e o sculptură mai deosebită dedicată aniversării Reșițeni. Mulțumim frumos! Ce mai avem aici? Tot Reșița, furnalele. Reșița Furnalele e o compoziție a mea, executată în lemn de cireș, care reprezintă vechea siderurgie reșițeană, intitulată Peisaj Industrial. Mulțumim frumos! Iar acum, stimați spectatori, vom trece la secția de pictură și am să-l rog pe domnul Gustav Hlinka să ne fie dumnealui curatorul expoziției de pictură. Într-adevăr, conduc cercul de desen și pictură al Forumului German din Reșița și împreună cu soția și în acest moment prezentăm 12 lucrări a 12 artiști. Măcar să le spunem numele pentru că, virgulă, cu picturile este mai greu. Ele sunt puse pe șevalet. Și scrie numele fiecăruia sau nu scrie? Da, haideți să-i prezentăm, să-i aducem pe pictor, pe rând, pe rând așa. Haideți, vă rog, îndrăzniți. Nu cu tablou, că este mai greu de scos. Tablou. Și mai timid așa. Domnul Hoduț o să spargă gheața. Greu. Da, sunt... Da, mă numesc Hoduț Gabriel și de 2 ani activez în cadrul Cercului de Pictură Deutsche Kunst Reșița. Mulțumesc! Hoduț Eleonora,
pe tablou meu sunt floarea soarelui, iubesc florile și cam atât. Și cine vrea poate să vină să vă vadă pictura aici. Da, da. Mulțumim. Ce să spun? Sunt Frunză Livia și am pictat Biserica Sfinților Arhanghel Mihai și Gavril, care a fost mutată cu mulți ani în urmă și am vrut să o aduc în fața reșițenilor să nu uite evenimentul. Mulțumim frumos! Adina Ghinaci, am o acuarelă cu un sălaș pe unul din dealurile din Reșița. Trebuie eu să spun publicului spectator, doamna Adina este câștigătoarea numeroase premii pentru pictura în acuarelă. Asta știu sigur că v-am urmărit. Flavia Grădinaru și o pictură în stil german, o moară în mediu frumos. Natur. Vreau să spun că Flavia a fost colega mea la arte plastice. Și uite... Lucrați împreună, este eleva. Mulțumim frumos! Bună ziua! Sunt Ghimiș Niculina, eleva domnului Hlinca din 2011. Sunt începătoare, dar am o lucrare aici cu datura. Cine vrea să vină, poate să se uite, să le vizioneze. Mulțumim frumos! Invitația este făcută pentru toți cei care vor să... Hai, da, vin încoace, unde? De ce fugi? Da, sunt nepoata domnului Gustav Hlinca, pictez din pasiune, am pictat niște planete acolo, nu știu de ce, așa mi-a venit. Și... Ce a spus bunicul să faci asta? Nu. Nu mi-a spus bunicul să fac nimica, nu. Doar așa mi-a venit pur și simplu. E pasiune. E premiantă la copiii desenează în Ținutul Natal când era în clasa 1. Bine, de acum 20 de ani, da, e ok. Familia. Sunt Doina Hlinca, conduc împreună cu soțul cercul de pictură Doice Kunst Reșița și astăzi am venit în fața dumneavoastră cu un tablou care reprezintă o sărbătoare nemțească. Mulțumim frumos! După ce vom termina prezentarea, vă fac invitația să treceți pe aici să vedeți picturile. Tatiana Țibru mă numesc și după 11 ani de sculptură am îmbrățișat și pictura sub comanda doamnei profesoare Farcaș Viorica Ana și mă prezint astăzi cu sânzâienele. Felicitări! Mulțumesc! Doamna profesoară de matematică care s-a transformat într-o picturiță excelentă. Sunt fosta profesoară de matematică Viorica Farcaș. Și după 34 de ani de catedră de matematică, m-am apucat să pictez și acum să sculptez. Pot să vă dau o veste bună? Dascălii niciodată nu iasă la pensie. Vă mulțumesc frumos! Și aș vrea să spun că aici se găsește Petronela, cea mai bună elevă a mea. La matematică? Da! Bun. Și a fost și sportivă foarte bună. Mulțumim frumos! Mai avem doar un stand de prezentat, pentru că alături de mine este domnul Iosif Ervin Țigla, este conducătorul Forumului Democratic al Germanilor din Reșița, dar și al Asociației pentru Cultură și Educația Adulților din Reșița, unul din cei mai cunoscuți bibliotecari ai Carașului și ai României, pentru că domnia sa se ocupă de Biblioteca Germană din cadrul Bibliotecii Județene Paul Iorgovici. Domnul Țigla, cu ce ați venit în fața publicului reșițean? Sunt cărți pe care le-am editat începând din anul 1995. Până în prezent am realizat împreună cu colegii mei un număr de peste 100 de titluri. Așadar, vă puteți delecta, iubitorii de frumos, sculptură, pictură și carte. Eu vreau să mă ajutați acum să le mulțumesc încă o dată
etnicilor germani pentru acest moment. Danke schön, vielen Dank! V-am lăsat să vă oginiți o țară, dragii mei, să vă reveniți, pentru că după repriza muzicală urmează repriza dansantă, așa cum ar spune românii, masa, dansul și salutările. De aceea am să vă invit să fiți alături de noi, ajutându-ne să le mulțumim celor care vor urca pe scenă, respectiv formația de dansuri populare germane Enzian din Reșița. În primăvara anului 1999, Forumul Democratic al Germanilor din județul Cara Severin, Reșița, împreună cu tineri ai Liceului Diaconovici Tiț, dornici de dans, au înființat în cadrul organizației reprezentative a etniei germane din județ o mică trupă de dansuri populare germane, sub conducerea coregrafei Elizabeth Bell, cea care a condus formația între anii 1999 și 2005. Care la rândul ei a apelat la alți doi dansatori inițiați, Nicu Nederu și Carol Schmidinger. Ultimul a condus formația între anii 2005-2007. Pentru a o seconda, respectiv sprijini formarea tinerilor ca dansatori și pentru închegarea unei echipe. A fost un început greu, cu foarte multă muncă, ambiție și dăruire din partea tuturora pentru a realiza un deziderat nobil, păstrarea și conservarea dansului popular german în spațiul Banatului Montan. Prima apariție în public a avut loc cu prilejul Paradei Portului Popular German, ediția a 6-a, în 26 iunie 1999. A urmat căutarea și găsirea unui nume. S-a hotărât să îi se dea formației un nume de floare de munte, Enzian, adică Gențiana, o floare care se regăsește atât pe plaiurile noastre, cât și în Stiria, din Steiermark, land din Austria, locul de proveniență a majorității etnicilor germani din Banatul Montan. De atunci și până în prezent, formația de dansuri populare germane Enzian a participat aproape la toate manifestările culturale ale municipiului Reșița și a localităților învecinate. Repertoriul din această seară al formației Enzian, și vom începe, bineînțeles, cu cei mai mici dansatori, cuprinde următoarele dansuri. Auftanz, Kreuzpolka, Narschirer Bayerischer, Bauern Madel și Jäger Marsch. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ajutați-mă să invit în scenă formația de dansuri Enzian a Forumului Democratic al Germanilor din Reșița. Am zis!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fairfield Fancy. Eram prea ocupat să dirijez dansatorii că mi-a lăsat și microfonul, deci eu am plecat la război fără pușcă. Dar asta nu mai contează acum, pentru că aplauzele dumneavoastră sunt bine meritate pentru dansatori. Și cred eu, și am spus-o și ieri și o voi spune de fiecare dată, în momentul când ești aici pe scenă, nu știu ce se întâmplă, e așa o perdea că nu se aude aproape nimic pe scenă. Mă, voi ați auzit aplauzele? N-ați auzit, nu? Parcă se simt mai bine aplauzele acum. Vielen Dank, mulțumesc frumos. Și eu îmi doresc ca etnia germană să rămână mereu aceeași cea pe care o știu eu. Pentru că, așa cum spuneam, 250 de ani de foc nestins la Reșița, am putea să spunem că se datorează și etniei germane. De aceea, în aplauzele dumneavoastră, Enzian mici, Enzian mari, și-au terminat programul acum. Danke schön! Mulțumim frumos! Vă reamintesc, stimați spectatori reșițeni, că la fabrica de gogoașe, adică patra tonetă aici, începând din capătul acesta, deci pe mâna dreaptă, se găsește urna pentru donații. Dacă domniile voastre aveți dorință, putință, plăcere, dar mai ales bugilar,
și doriți să ajutați voluntarii care s-au apucat să renoveze staționarul 3, adică spitalul TBC, noi vă mulțumim pentru ajutorul pe care îl oferiți lor, pentru că atunci când se strâng bani, cu siguranță că lucrările se vor termina mai repede. Vă mulțumesc anticipat și vă invit atunci când aveți timp și vreme și dispoziție să treceți și pe la fabrica de gogoși. Dar până atunci, ca să vă mai odihniți o țâră după aplauze, ba nu, că am văzut și spectatori care chiar au dansat și vă felicit pentru lucrul acesta, pentru că dansul și muzica merg mână în mână și creează bună dispoziție. Mai puțin prezentatorul care vorbește mult și atunci când vorbești mult, nu creezi bună dispoziție. Sunt convins de lucrul acesta. Și ca să nu mai lungesc vorba, am să invit în scenă formația Enzian, de data aceasta adulții! În această seară, în aplauzele dumneavoastră, vom putea să ne bucurăm de 8 dansuri! Thank you.
Întotdeauna, cred că la etnia germană, mai ales că se cântă muzică de fanfară, multă muzică de fanfară, sau așa cum îi zic bănățenii ai bătrâni, plec muzic, totdeauna trebuia unul așa nărod ca mine care să bată pe tubă, dar nu cum trebuie, numai tare, ca să se audă. De-aia îi spuneam prietenului Lucian că nu pot să mă bagă nicio formație la ei, că atâta bat pe tubă că îi acopăr de tot. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și domnișorilor, ajutați-mă, vă rog frumos, să le mulțumesc celor care astăzi au fost aici pe scenă, respectiv etniei germane și organizatorii evenimentului. Le mulțumesc celor de la Forumul Democratic al Germanilor din Reșița, în special formației de dansuri seniorii. Ca de fiecare dată, se cuvine să și mulțumim pe lângă mulțumirile noastre adresate organizatorilor și celor care s-au ostenit ca acest festival multicultural etnic, pe numele lui, să se desfășoare în bune condiții. Și pentru că nu știu ce ai fi făcut cu țădulilii, că v-am spus, eu am atâția hârcii că mă pot îngropa de 3 ori, că am rătășit într-un fiel o hârcie pe care am găsit-o acum. Cu scuze de rigoare,
am să le mulțumesc celor de la Poliția Locală, Inspectoratului de Jandarmi al Județului Caraș-Severin, Poliției Locale a Municipiului Reșița, Societății Miruna, Societății Supercom Bratner Servicii Ecologice, doamnei Săvulete Maria, asistenta de la Salvare, domnului Fota Cristian, ambulanțier, colegilor mei de la Sunet și colegilor mei de la Imagine. Dacă domniile voastre doresc mai multe informații, le pot obține pe pagina de Facebook a primăriei municipiului Reșița. Și pentru că mâine, 25 iunie, este ziua etnicilor romi, în colaborare cu Asociația Nevo Parodimos din Reșița, am să vă invit să fiți la orele 18 aici, dar înainte de a vă spune ora 18, vin cu o altă informație care s-ar putea să fie mai folositoare. Dacă condițiile atmosferice sunt exact cum au fost astăzi, adică caniculă, e foarte cald, organizatorii au spus că este posibil să începem la ora 19. De aceea vă sfătuiesc și vă îndrum ca domniile voastre să acceseze pagina de Facebook a primăriei municipiului Reșița, pentru că acolo vor găsi toate informațiile necesare pentru ziua de mâine. Eu vă spun doar atât, mâine este ziua etnicilor romi. Până atunci, până când ne vom revedea mâine, Dan Liuț vă salută pe toți, vă spune o seară frumoasă tuturor și vă las în compania celor care au deschise deja chioșcurile și vă așteaptă la producătorii locali, la comercianți și la meșterii artizani. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor și domnișorilor, o seară bună tuturor! Am zis!